Guvernul a extins categoria copiilor înscriși în învățământul preșcolar care poate beneficia de programul Fiecare copil în grădiniță. Ordonanța de urgență de modificare a legii 248 din 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate elimină vârsta minimă de la care se poate acorda acest drept. Etichetul social destinat să încurajeze copiii din familiile defavorizate să urmeze grădinița vor beneficia și copiii sub vârsta de 3 ani dacă urmează cursurile învățământului preșcolar, precum și copiii care depășesc vârsta de 6 ani. Prin ordonanța 14 din 2016 a fost modificată legea 248, care se refera la acordarea de sprijin financiar cu tichete în valoare de 50 de lei pentru copiii care frecventează grădinița. Limita de vârstă pentru acordarea acestor tichete era de 6 ani. La grădiniță sunt și copii care au împlinit vârsta de 6 ani și era nefiresc ca aceștia să nu beneficieze de acest sprijin. Ordonanța asta face în lătură defavorizarea copiilor care aveau vârsta de 6 ani și erau la grădință și, desigur, ne referim la cei care îndeplinesc condițiile legale pentru a primi acest ajutor. Legea privind încurajarea copiilor să urmeze învățământul preșcolar promovează prezența la grădiniță a copiilor prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu mai puțin de 284 de lei venituri lunare pe membru de familie. Tichetele sociale acordate în baza legii vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și rechizite.